La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. M-ai adus aici? Am ajuns la modul la Pârnaie, ne ducem la Pârnaie, am ajutat un căcat de copil. Pe care a adus ăsta de dimineață. Poliția! Serios, acum, dracu să stai. Băi! Serios, stau să fac pe... Bă, nu-i mă chiar așa. Nu-i păi cum să mă calmez, ești nebun la cap? Stau să fac 5 repete la mine. Băi, băia bun, că trebuie să-i scoatem, să plecăm cu băieții la... Băia bun, mă ascultă la mine. Hai să mergem să... Nimic, mă, vezi, stăteam de vorbă. Da, asta. Îi luăm așa, îi luăm pe întuneric, ce zici, te-ai odihnit? Spui o zi lungă. Mergem cu bastoanele și îi luăm așa, dăm câte bas, câte bas, ca să-i frăgezim, să-i intre bine aici toți în... Ce să frăgezească ăștia? Bă, vă aud că e geamul aici, poliția! Din greșeală puțin, nu prea muream. Poliția? Da. Bă, nene, ăștia vor să ne bată, mă. Puțin așa, să-ți scap, ca și când ți-ar fi scăpat așa două, știi? Peste ochi. Bă, ei auzi, mă? M-am jurat că nu mai încasez bătaie de la ăștia. Bă, dacă vă bate ăștia, să nu țipați. Să creadă că sunteți cei mai duri, da? Eu oricum. Deci fiți atenți, fiți foarte încruntați și răi. Așa să fie. Bună dimineața! Bună dimineața, lăsați-mă să plec! Trezirea, ce e aici, hotel? Vreau să plec acasă! Vă rog! Mă lăsați acasă? Nu. Merge. Mergem într-un loc puțin mai... Bretantidona! Nu, da. mergem, plecăm. Ce... Aolo... Ne... Bre... Ia zi. Da, bre, drumul se stai. Nu se poate, că mi-au zis colegii ce ați făcut, nu e frumos. Adică... Ne-am cam schimbat acum foaia, din păcate. Aoleu... Da, bre, da, m-a lăsat pe stradă, bre! Ce-i fi vrut să... Păi, Blea George! Păi, la ce frumos ce-ai făcut? Că ce, că m-a certat cu el? Nu, păi intra cu băieții ăștia, da. Păi ei a venit să vorbească cu el! Dintr-o dată? A venit așa, dintr-o dată? I-am chemat eu să vorbească! Mhm. Ca între adulți! Da, și de ce au început să-i bată pe... Pentru că Blea George avea o rangă, mână! Da, domnule, să mor eu, dar nu a venit ăla cu rang, a venit să-mi dea în cap, noroc că m-am ferit. Păi da. A venit frățiorul al meu și i-a dat mare bătă peste cap. Adevărat. Să n-am parte de fericire dacă n-a fost așa. Ce dracului, ne bate în joc? Haideți, colegi, că acum acostează băieții. Auzi, mă, că ne eliberează. Hai, vreau, ai walkie-talkie, de ăla, vreau și eu. Când o să crești, dacă vii la noi aici, să te angajezi, o să primești tu. Colegii, deschide celulele, la mândurăra. Cred că-s deschis, eu. Asta e deschis, am deschis mai mult. Asta și asta. Ce ies? Haideți. Suntem liberi, haideți, băi! Haideți, după, acasă. După domn jandarm. După Mihaiț? Haideți după mine. Suntem liberi, gata. Deci plecăm acasă, nu? Să-mi dați și mie cătușirii jos, vă rog, vă rog. Da. Ți le dăm o mașină. Am, mă duceți cu mașină. Street. Da. Transport special. Da, e dracu, se închide ușa asta. Păi nu se închide. Gata. Ușor. Așa, bre, mă duci la pușcărie, a? Hai, dinăuntru. Înăuntru. M-am băgat. Așteaptă aici, colegul, până vezi. Haideți aici, înăuntru, vă rog. Haideți, vedeți. După tine, cred. Păi și... Aoleu. Intru eu cu ei. Intru. Mi-e cam frică așa. Păi ce? Doar noi doi stăm aici și ea?
Michel, unde ești, Michel? Stai, ce auzi, sunt lângă tine, ce e? A, nu, da. Uite, colegul, ce livrare specială. Auziți, dar n-ați zis că rezolvăm cu cătuși? Alo? Nu rezolvă ăștia, mă, e ai drecu. Ăsta de lângă noi de aici ce faci? Ne pozește că zici că suntem cei mai periculoși mafioți și... ...dăștea... Da, am omorât 100.000 de ne oameni. Ne pozește ca poți sinucigași. Mai rău. E să deschide ușa asta, băi! Băi, o să cad, o să cad, ține, băi! Băi, cad, băi! Să deschide ușa, băi! Băi, ușa! Ușile deschide, se trageți pe dreapta. Ușa, colegul. Ușile, colegii. Coboară să închizi ușa. Ce păi, drept cad, cad, cad! Mă, închide aici bine, colegul. Mă. Așa, hai. Pune-o lacă tu pe aici. Ce vorbești? Zici tu prin stație să o ia mai încet. Domnul jandarm, aveți cheie, domnule, de asta de... de... cum se numesc astea? Cătuși? De cătușe. Da? Domnule, șeful are pe toate. N-avem acces, n-avem acces. Păi cum, domnule, ești polițist fără cătuși? Păi fiecare cu perechea lui. Păi și asta sunt perechile lui șeful. Al dracu șef are 3 cătușe, 3 perechi. Aha. E șmechi. Așa e. Gradele astea de mai sus, țin cheile, când să fac transferul. Îți dai seama cum o ține o nevastă sa? Cred că îi pune 4 perechi pe mână, 4 pe cealaltă. Cred că are 4 perechi pe mână, da, e adevărat. Da, nu știu, nu știu. Oare o avea și bici de la? Bici? Nu l-am întrebat, nu-mi permit, nu-mi permit. Deci eu până la urmă, eu ajung la școala de corecție să am pușcărie cu ăștia. O să ajungeți la penitenciarul Jilava. Nu mai sunt locuri, din păcate. Însă, cu primul loc o să fiți transferat, dacă aveți noroc. Dacă am noroc, pe am nevoie noroc de noroc să mă duc în altă pușcărie? Aveți nevoie de noroc. Asta e, așa e la noi aici, în țară. Deci la noi așa se funcționează, pe noroc. Așa copii. E sistemul ăsta. Da, e după noroc. Ori ai noroc să ajungi la pârnaie, la pușcăria și deci de sunt pe viață să te violeze pe acolo, ori ajungi Doamne la școala de corecție, la deștia de vârsta ta. Păi vi se pare normal, îl aduceți pe copilul ăsta de câți ani? Nu se întâmplă așa ceva. Îl aduceți pe copilul ăăsta de 17 ani la pârnaie. 17 e proaspăt împlinit. Bă, bate joc, mă, ce dracule. O să iasă cu găoaza cât capul. Doamne ferește, nu se... Nu mă pute, bă, pe nimeni în curbă că-mi bag cioburi. Nu se întâmplă așa ceva la noi, Doamne ferește. Sparg o sticlă după acolo, îmi bag cioburi în cur, nu mai sunt mă pute ăștia în cur. Ar fi bine să ții un loc de plută. Sunt bre sticle pe acolo, pe la penitenciar? Da, sunt. Să-mi rezervați-mi o sticlă și un ciocan. Păi pentru? Ca să sparg sticla cu ciocanul și tu cu ciocanul să-mi bați sticla în cur. Doamne ferește. Păi că să fac... la spital, Doamne ferește, că... Nu, pe mai bine la spital decât să mă fută toți negri în cur. Eu v-am înțeles, dar nu prea e normal. Faceți operații după aia. Hei. Doamne ferește, să taie intestinul gros. Nu mai e așa gros la mine, nu e gros rău de tot. Nu e. Am înțeles. I-am intestin mediu. De unde e? Dar... vă mai citesc o dată codul penal, dacă vreți. Nu știu cu codul penal, dar eu trebuie să dau un telefon. Am dreptul la un telefon. Are... Aveți, dar... Are poze codul penal? Păi da. Faza e alta, că odată ce ați depășit vârsta de 16 ani, răspundeți penal pentru tot pentru făcute. Școala de corecție, de câte știu eu, până la 18 ani, de la 18 ani faci pușcărie pe bune, domnul jandar milițian. V-am zis și colegii mei. În fine, deja m-ați plictisit rău de tot, aș vrea să păstrați liniștea până ajungem acolo, că de-abia m-am trezit, m-au trezit așa cu amenințări de bătaie
colegii dumneavoastră. Am înțeles. Și aș dori să ajungă liniște la... la Jilava. Mulțumesc frumos. Ei zis-o, mulțumesc. Uite, parcă e mai bine aici și imediat, să aveți grijă la căpuș. Am ajuns, gata? Am ajuns. Hei! Dă-i mai în spate, Bobby. Opa. Am ajuns! Alo! Dă-și tu cu capul în tablă. Hai, colegii, deschide-te și lăsa să... Ia ajută. Deținuți, ajutați să iasă. Deținuți sunt să moară, mamă. Nu mă dezdeținut și pe mine, să nu mai fiu deținut, să fiu dezdeținut. Așa ușor? Alo, mamă. Opa. Bă, ăștia chiar l-am glumit. M-a dus la penitenciar. Haideți, porând în urmă. Brenham Heme, nu se pare corect să fiu pușcăriaș la 17 ani. Se răspunde penal la 16 ani. Haide nu. Aolo, mamă. Și acum? Acum o să vă înregistreze colega aici. Puteți să mai spuneți o dată numele dumneavoastră? Domnul cu pălărie. Michel și mai cum? Mă numesc Michel Reyes. Michel Reyes. Vârstă? 27 de ani. 27 de ani. Domnul cu vestă? Ricardo Reyes. Vârstă? Ți-ai cam pierdut vocea vorbului. Da, și tu, Mihăiță, ai spus că n-ai nume de familie? Mihăiță, rezident al orașului Paleto. Bănesc că toți aveți domiciliu în oraș Paleto, nu? Domiciliu în buletin, da, da, eu nu mai locuiesc în Paleto, nu mai locuiesc din chiar, că mi-a luat casă. O să locuiești aici pentru următoare 5 luni. 5 luni de pușcă, am dreptul la un telefon, să știți. Șeful, să verificați dumneavoastră dacă sunt actele în regulă pentru ei. Ducem în față la paznici. Da, ăia de ce nu a făcut pușcărie târfa aia? Ei au mâine procesul. Au mâine procesul? Păi da. Și eu trebuie să fiu acolo, să zic că m-a lovit cu mașina, că mi-a dat cu pumnul. O să le arăt declarația pe care ai dat-o ieri. La asta mi-a spus tot ce a făcut. Sigur că da. Nu mai am încredere în voi, mă. În regulă, și cum rămâne cu telefonul pe care l-avem de dat? Care telefon? Păi trebuie să dăm un telefon, avem dreptul la un telefon, la un apel. Da. Vă duceți aici, după ce o să intrați acolo să vă bage băieții, aveți aici în spatele peretelui niște telefoane și o să vorbiți de acolo. Da. Cu cine doriți dumneavoastră. Ori sunați, vine aici, vorbiți aici, ori sunați direct acolo unde aveți nevoie. Gata? Da, deci am completat toate actele. Aolo, mamă. Uite aici, uitați aici șeful, fișa lor. Să faceți dumneavoastră cu ei, să o predați încolo la paznici, că știți dumneavoastră ce trebuie să vorbiți cu dânsii. Exact ce știți. Scrie acolo exact pentru ce au fost închiși, 15 luni. Azi, bă, voi faceți 15 luni? Da, mai vedem. Înainte să mergeți acolo înăuntru, deci... Michel, deții vreun cal? Vreun ce, mă? Da, cai. Bă, cai n-o. Să chemăm cu caii, cu sfoară de gratis, să tragă de gratis, să rupă gratilii.
Nu e încă în filme, să știi aici. Îi glumeam și eu, domnul Mihai. Haideți la ușă, mă rog, aici. Unde, la dumneavoastră aici? Aoleu. Ia uite-o. Băi! Să trăiești! Nu te mă, că au venit prospăturile. Prospături! Plăcere, hai să rămânem noi într-un colț, că... Mai să ne băgăm toți în colțul ăsta aici, veniți cu ăla bine repede, înghesuit așa. Și cu curul la perete. Cu curul la perete. Alu! Pleacă mă de aici. Ce cu șmecherie aici? Să trăiești. Trec cu stare arcada sport. Ia uite-l pe ăsta. Ce faci? Ai avut antecedente pe aici? Dar n-am înțeles, care e treaba de voastră în stoții aici? Ia uite-mă, și noi și tare în gură. Stare în gură, doar întrebam așa care e situația. Băi, Mișel, mă, stai mai ușor, mă. Băi, eu n-am nicio frică, mă, că-s fratele aici. Băi, ăștia e puștiriași. Vorbesc frumos acum cu ei. Care ești venit? Ați venit pe... Aș dori... Ia, stai, mă, pe... Aș dori să vă comunic că... Suntem, bă... Doar pentru puțin timp aici și plecăm, nu deranjăm. Dacă e. Pentru ce ați intrat, băieți? Eu am intrat pentru că i-am chemat pe băieții ăștia. Pentru ce am intrat? Ia un grijă, ce te fute pe tine grijă? Să-ți și eu curăț așa, stai mult aici? Eu cred că e după fața lui, e viețar de ăsta. Cred că mulți înainte îi doresc ce-ți poate. Sunteți regidivist, domnul? Bă, bă, că mi-a și auzit Zrael mulți înainte. Stai cu minte acolo. Bă, băiat. Bă, n-am înțeles, mă, care-i treaba. Hai, fă pași. Ia bă, așa, doi pași. Bă, e potoliții, mă. Ce v-ați adunat așa aici? Nu înțeleg care-i treaba. Stai, vii aici în fața mea și te dezmărgui. Potoliți-vă, mă, fraților. Dar cu ești, mă? Bă, potoliți-te mult mai fitare în gură, băi, că ne batește aici. Auzi vorbe ce are să văd, pe și copilul ăsta are vorbe mai bune decât ale tale, mă. Tu ești ospătar, mă, dai venit la costum? Eu te-l vorbea omul zăpezilor, ești nebun. Ce melodie ascult, frate meu? Rog, de la nebun? Mă, ce dracu, mă, ești. Hai, băi, hai să ne vedem fiecare de treaba lui. Duceți-vă treaba voastră. Lăsați-mă liniștit, că eu n-am treabă cu voi. Stai acolo, încălzită. Băi, Mișel! Stăm aici, ne băgăm aici, azi. Hai să stăm toți în celulă, da? Aici. Băi, tu ascultă la mine, bă. Tu nu mai fii așa, mole, te iau ăștia de prost. Eu? Tu, mă, dar toți. Băi, eu ai zis doar să nu vă luați la bătaie, mă, că are arcada spartă, e clar că e pușcăria și dă-i recitivist de la venit mai multe ori la pușcării. Da, bă, da, dacă lași așa de la tine continuu, te auzi... Păi da, și dacă te bagi în vorbă cu ei, să te iei de aici, dar ce să faci de-astea? Ia uite, ăsta dormea în umbră aici. Te-a deranjat șefule? O țâr așa. Am înțeles. E ocupată camera. Aolo, ăsta e bulangiu de la aici, să plecăm de aici. Mă jur că avea 18 ani, mă jur că avea 18 ani. Aolo. Să jur el că avea 18 ani. Mă jur. Ciudat prietenul ăsta vostru, băi. E liberă celula asta a șefilor? Păi dacă nu fi liberul, îi liberăm. Ce? Stai, nu asta, că aici e tot urât așa. Îi luăm mâna mai șmecheră. Vei sus aici, bă, sus. Care e celula? A mea. Unde ești? Care ești? Tu? Pentru ce ai intrat aici? Da, te interesezi pe tine? Uite, celula mai mare pare. Ce spune? Da. Eu sunt aici lângă tine, mă strigi dacă se iau. Ia uite-l pe ăsta, băi. Băi, Mișel! Care? Îl bate ăștia, bă, fractul! Bă! Bă, potoliți-l, mamă, nu mă bag acolo! Mișel, îl rupe, Mișel, du-te acolo! Băi! Hai, frățioare, hai că te ajut, dă-i spate, hai. Retrage-te.
De aici. Stați acolo, mă! Stai mă acolo, băgămești pula familia ta! Dai! Dai mă, futu-ți morții, mă! Ia băgămești pula familia! Gata, că vine poliția! Poliția! Ia lama de la saltea, plecați de acolo, băi! Vine poliția, m-a auzit poliția! Mamă, nu mai pot. Asta e masa? Cred că e de la... de vorbi la telefon. Telefon? Bă. Hai să vorbim la telefon. Hai. Uite ăsta alea, cu cuțit ăsta. Dar ce cu ăștia de zbara ce vă duceți? Repede, până nu ăștia pierne un primire. Hai, trec, să mergem la telefon. Uite aici telefoane de astea. Michel? Uite că e și de ăsta așa. Uite aici e telefonul ăsta. Băiatul nostru. Ia zi șefule să... ce facem? Cu cine vorbim? Eu n-am pe cine să sun. Bă, am eu un om bun rău de tot. M-am mai scos prin numele. Așa? Da. Care e treaba? La telefon, să sună că avem drept pe la un telefon. La telefon? Da. Mai aveți 4 minute. Aulu! Michel, îmi dai numărul tău, te arăți în familia. Da, bă, dar fii atent, notezi? Și repede. Da, stai. Ia fii atent. 0748 Așa? 746 596 596, așa? Nentu Matake. Da. 0748 746 596. Ăla. Bele. Hai că dau acum repede. Ce vorbești frumos. Te zici că vin din partea mea? Stai că nu știu dacă l-am băgat aici. De tumatache. Ce facem acolo? Că dacă mai intrăm o dată, cred că murim. Bă. Ce nu bă, că mi-a și chiar venit statul cu noi. Ia. Sună. Alo? Să trăiți, domnul Nentumatache. Domnul avocat. Domnul avocat, din partea, din partea lui Michel vă sun, avem și noi o problemă, eu cu Michel și cu fratele lui suntem la pușcării arestați. Așa. Și eu am 17 ani și m-a trimis la pușcărie, este voie? Nu cred că e voie. La pușcărie? Păi da, trebuie să mă băce și pe mine la școala de corecție, nu la pușcărie, nu? Da, corect. Păi și m-a bugat la pușcărie, nu puteți să faceți ceva, să-și dați, să-mi dau o judecată, să mă scoateți de aici, o rămână tot. Auzi, mă? Ba da, se poate. Da, Michel, da. Nu mai am secundă că vorbești cu Michel. Și de noi, și de ei, și de Michel. Cum îl cheamă fractul? Ricardo. Și de Michel, și de Ricardo. Aha. Ții acolo, că nu contează prețul. Nu contează prețul, a zis. Ușor, mă. Nu contează? A zis că nu contează prețul, cred că nu mai pot vorbi, domnul Nentumatache. Suntem închiși la Jilava. Am înțeles, o să vin zilele următoare. Vă rog eu mult de tot. A zis Michel că nu contează prețul, vă dă oricât să ne scoate de aici. Am înțeles. Se poate? Se poate, da, o să vorbim, o să discutăm, să vedem ce rezolvăm. Da. Gata apelul. Să trăiți, domnul Matache. Succes acolo.
Mulțumesc! Auziți? E un nene aici, stă în cur și are un ursuleț și zice în continuu că poate să jure că avea 18 ani, domne. Și se ține după copilul ăsta. Înapoi în celule. Să ține după mine cu un ursuleț în mână, vrea să-mi bage brăvenelul în cur, bre. Nenea, mă jur că avea 18 ani, de ce să la pușcărie? Aoleu, și ăsta e și la telefon. Mă jur că avea 18 ani, mă jur. Nici nu vreau să văd. Da. Aoleu, iar ăștia. Hai sus, mă duc sus acolo, hai sus, că băgă cu cuțitul. Ospătare, trece încoa. Ne fute-ai cur, ne fute-ai cur, fugi. Bă, băieți. Frate mie. Facem zidul ăla tare, dă-n capete. Bă, mergi. Să nu-i lăsa să intre aici. Unul aici, ești nebun. Pot să mă cac și eu cu vat de față cu voi aici? Aolo. Ce-ați făcut, mă? Bă, e ospătare. Tu crezi că vii aici și îți alegi celula? Da. Da? Da. Bă, dar tu vrei să rămâi fără cap în noaptea asta, nu? Ai grijă cu cine vorbești, bă, am grijă. Chem, vezi că chem jandarmii că e acolo, mă. Să înțeleg că ești fata la toți băieții ăștia de aici? Eu sunt fata, mă. Păi cam așa pari. Bă, băga mea și pula, hai peste ei, băieți. Nu lăsa să intre, nu lăsa! Ține de ușă, ține de ușă! Ține de ușă, ține de ușă. Nu! Dai, băga meș! Bă, eu fug să vă rămân, bă, nu mai dați, bă! Ia știu. Aoleu, mamă, cu pușcăria ta! Putu-ți căcați! Mă scund și eu aici, ce? Bă, vezi eu? Aoleu, să nu mă vadă! Băi, Micu! Unde-i Micu? Unde-i bă la Micu? Aoleu, nu era curent! Aoleu, vine jandarme! Mă cuminți! Aici sus nu-i! Ascundeți-vă! Cuțitul să-l ascundeți! Cuțitul! Gata, mă bag la sună aici! Aoleu! Iertați-mă, vă rog, eu mă lătuc, că n-am făcut nimic! Aoleu! Pleacă, mă, Didi! Lăsați-mă să dorm și aici! Bă, cât timp? Nu mă fute în cur! Nu te fute, că vine jandarmi, stai acolo! Ok! Băi! M-am băgat aici! Te rog eu frumos să rămân, dai la rozetă! Nu să dau nimic!